Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Minecraft Survival. După 2 ore aproape de joc, am făcut stick și buchet. Am post un alt biome, am făcut multe chestii și am băgat și aerul ăsta la proiect aici, din câte vedeți. Și da, hai să continuăm seria. Deci am făcut rost de mâncare să ne țină vreo câteva episoade bune chiar. Ce vreau să fac acum e să minez. Foarte mult să minez pentru că, v-am zis, mâncarea a fost cea mai importantă, a fost cea mai importantă. Acum, nu știu de ce am pus torțele astea așa de căcat aici, pentru că nu ajută cu nimica. Una în plus. Uite și astea, le pun în 2 metri. Ah, ba da, aici chiar ajută. Așa. Deci, vreau să vă zic că îmi place foarte mult deja. Am gen, până acum n-am vrut. Eram like, bă, nu mai vreau, gata, nu-mi place seria asta, nu știu de ce am început-o. Da, deja încep să mă distrez și chiar o să țin ceva episoade bune. Adică, până la ziua mea, cel puțin o să țin seria aceasta de survival. Pentru că văd că vă place. Eu până acum am multe episoade pe privat puse și o să ajungă postate. Adică, bine, nu doar din Minecraft. Din mai multe jocuri am. Și... da. Sper că o să vă placă. Mai am făcut rost de 4 iron. Aici e așa de greu drumul încât te rătăcești foarte ușor. Așa că... trebuie să avem grijă. Hai să punem o torță aici. Și să distrugem așa, să ajungă lumina și aici, ca lumea. Gata, frumos. Așa. Acum, o să mergem sus, o să punem și aerul ăsta. L-am făcut și o să ieșim afară, pentru că deja avem viață. O să fim pregătiți să ne facem și armură foarte, foarte frumos. Asta primul rost sabie să fac de iron în caz de o să apară probleme. Și... să fac așa, mai un iron. Să fac... să fac și buți. Să mai avem nevoie. Deci, ce facem noi acum este să căutăm o plajă. De fapt, nu o să destrug chestia asta, o să las așa. O să căutăm o plajă să luăm nisip. Ia uite, acolo e nisip, dar nu avem lopățică. Mai trebuie o lopățică pentru că nu prea avem, nu o să ne ajungă chestia asta, așa că da. Și eu, după cum v-am zis, am planuri foarte mărețe să fac. Adică am planuri foarte mărețe, deocamdată. Nu o să se știe, dar am planuri foarte mărețe. Adică să fac un turn care iese din casă, dar deocamdată nu știu. Nu ne-ar ajuta așa de mult. După aia ne va ajuta că o să plecăm să explorăm și o să ne ajute să vedem unde e casa, adică să ne reîntoarcem. În afară de coordonate, pentru că o să fac și screenshot. Dar în caz de chiar nu o să am chef să intru în Minecraft, scaut, screen și așa chestii, deci nu chiar o să ne ajute turnul ăla, plus că ne mai și uităm din... da, pana mea, ați fi ce povei. Acum mai avem aici ceva cărbune, o să mai vezi să minez acum repede, repede, repejor, niște cărbune. Și asta nu e bine aici, că mă enervează. Așa. Deci ne trebuie niște cărbune foarte urgent, deci distrug astea. Așa. Așa. Deci, foarte mult de mers, foarte mult din câte vedeți și voi, dar chiar merită drumul acesta. Acum o să văd și pe aici cum pot să fac. Uite aici. Deci stratul 35. Nice. Frumos, frumos, chiar foarte frumos. Așa. Deci, n-aveți idee cât de cald e la mine în cameră, cât de cald poate să fie și e un chin pentru că nu pot deschid geamul, pardon. De fapt, chiar nu pot deschid geamul pentru că o să vină foarte mare gălăgie și nu pot să îmi deschid ușa pentru că o să audă ce vorbesc părinții mei pe hol. Ceea ce e foarte grav că mi-e cald pentru că nu pot nici să respir măcar. Deci, foarte, foarte nasol, dar asta e, viața de YouTuber, e viața de YouTuber. Trebuie să îndeplinești misiunea, adică să postezi pentru abonații tăi să se uite. Și da, n-am ce să fac. Bine, nu neapărat. Eu postez de fan, deci nu postez neapărat pentru voi.
Aici faza voastră că vreți să vă uitați, da, postez pentru voi, dar așa eu postez pentru fan, adică nu pentru bani sau altceva, nu nici nu câștig ceva din chestia asta. Pur și simplu fac din distracție pentru că îmi place și pentru că mă distrez, la chiar mă distrez. Așa, deci live-ul nu știu dacă o să mai fac, s-ar putea să mai fac, dar mai multe episoade deocamdată. Adică multe episoade trebuie acum să fac. Deci, da. Avem ceva piatră să ne începem. Să ne începem turnul nostru, dar nu știu ce să zic. Oh, bedrock. Really, nigga? Stratul 3 înseamnă că mai e sub noi. Asta nu e bedrock-ul. Acum e stratul 2 și stratul 0 trebuie să fie unde nu mai ies nimic sub mine. Așa știu eu. Sau stratul 1 trebuie să fie. Au deja. Ah, e un cave aici undeva. Deasupra mea oare? Aici undeva e un cave, că am auzit un liliac și trebuie să fie un cave pe aici. O, fix de ce aveam nevoie, fix de ce aveam nevoie, boss. Mersi la Dumnezeu. Fix, deci, gândiți-vă că fix pentru asta am venit eu, nu? Cărbune. Deci, da. Trebuie să le iau pe tot pentru că deja nu mai avem așa de mult. Acum mi se face glez, după o să mai trebuiască să fac și aerul, nu care îl mai am acum. Deci, da, ne trebuie foarte mult. Atât? Nu, nu mai avem nimic pe aici, gata. Au, deci lavă. Ah, uite-o. Perfect. Puteam să jur că e lava aici. O să vin altă dată. Acum trebuie să mergem înapoi sus, să mergem cu resursele, adică cu 16 col, nice. Deci suntem la stratul, noi o să vin la stratul 60 sau ceva de genul, mi se pare. Stratul 60 cred că o să fim, ia. Pe pariu că o să fim la stratul 60. Ia, să vedem dacă Raul are dreptate. Și nu o să vin la stratul 60. Sau, nu știu, nu știu 100%, s-ar putea să fim la stratul 60, da. Nu la 60-60, adică la 60 numărul, știți? Dar așa o să fim la 60, 60 și ceva. Ia să vedeți. Oh, cărbune. Am nevoie urgentă de cărbune, că am multe de făcut. Normal că le faci o lume, nu ai multe de făcut cu cărbunele. Deci dacă nu ai cărbune, ești rip. Cum zice taică-miu, ești fiul ploie. Deci, trebuie neapărat să luăm mult cărbune. Mult, mult cărbune. Nice. 32. Mama mia, pizzeria, da, avem ceva. Deci, glass nu ne mai trebuie. O să punem așa și o să punem ironul. Wait. Avem nevoie de pantaloni, să nu mai fim la dicul gol și acum. Distrugem absolut tot ce e aici. Și am o să luăm roata, așa să luăm. Aia o vom distruge și, de fapt nu trebuie să distrugem, pentru că o să punem glass peste, da? ceva de genul. Deci, ceva de genul. Au un zombie. Level 6 deja? Wow! Deja level 6. Chiar foarte șmecher. Deci acum o să vă spunem tot glasul acesta. De jur împrejur. Oh. Wait. Mersi.
Nu cred că o să ajungă. Ce greșeală. Oh, uitați, perfect a ajuns. Și cam așa ceva o să arate căsuța noastră. Acum vreau să pun torțele mai calme sau ajunge. Eu zic că ar fi frumos să mai pun o torță aici. Și spun așa în fiecare... Am o idee, să mai am fiecare colț câte o torță. Ceva de genul. Așa, să arate frumos. Asta e și de ornament pe asta. Fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe dacă vă place canalul și ne vedem data viitoare. Bye, bye!